Domnul Grama, vă rugăm frumos, poftiți dacă aveți întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă, eu sunt aici. Stimată doamnă, vreau să vă spun că sunteți o doamnă curajoasă pentru faptul că candidați la această funcție foarte importantă. Vorbiți bine, dar am așa o întrebare, reieșind din furturile bancare, nu numai din țara noastră, dar și din Taiwan, Sudan și din alte părți, am auzit că o bună parte din bani au fost restituiți. Cum credeți, banii din sistemul nostru bancar vor fi restituiți sau nu? Mulțumesc pentru întrebare. Sincer, din informația pe care o posed astăzi și posed informația din presă și mass media, deci încă nu avem acces la informații din Banca Națională, eu cred că prin metode, deci metode de urmărire va putea, din păcate, să fie restituită doar o mică parte din acei bani. Deci ceea ce citesc eu despre calitatea creditelor care nu erau asigurate, care nu aveau nimic în spate, mă face să bănuiesc că nu foarte mult o să putem restitui pe această cale.